Să vorbim despre HPV la bărbați. Ce este HPV-ul? HPV-ul este un virus care afectează în egală măsură și femeile, dar și bărbații. La bărbați poate să ducă la apariția de condiloame peniene, așa numitele bubițe care apar la nivelul penisului, sau în cazuri grave la cancer de penis, cap și gât. Ce nu se știe foarte bine este că acest HPV se transmite pe cale sexuală chiar dacă se folosește prezervativul, prin simpla atingere a pielii pubiene. Trebuie să se știe că împotriva acestui HPV există o soluție, un leac, vaccinarea. Vaccinarea poate fi începută de la 11 ani și pentru băieți. Din păcate, pentru băieți, în România, vaccinarea nu este gratuită, dar se poate procura vaccinul din farmacii contra cost, bineînțeles, cu recomandarea unui medic.